Cred că, mai ales prin asociațiile, prin organizațiile care sunt sau ar trebui să existe în biserică, putem să schimbăm niște lucruri. Și aici aș vrea să vă adresez o întrebare, și anume, într-o eventuală guvernare de dreapta, cum înțelegeți să sprijiniți munca de asociație din cadrul bisericii? Există peste 60.000 de ONG-uri înscrise în România, jumătate au decedat. Din jumătatea rămasă, probabil 60% sunt paravane pentru interese cu care n-am fi de acord. Așa încât aparenta efervescență asociativă din România de după 89 are niște limite, niște probleme. Cu atât mai mult în cadrul, deci catolicismul are o, știu că sunteți catolic, are o tradiție asociativă, îi controlează destul de bine episcopatul catolic și pe laicii care se asociază liber, să nu idealizăm. Dar există totuși mult mai mare tradiție asociativă. La noi tradiția asociativă este rachitică. 50 de ani sub comunism, nu aveai voie să te întâlnești cu un prieten, că deveneai subversiv, nu? Și erau orice adunare de mai mult de 4 oameni era deja un semn de întrebare pentru un regim opresiv, totalitar. Noi și aici trebuie să învățăm ce spune Mihai, că echipa, nu putem decât... Binele comun înseamnă că stăm la aceeași masă și ne gândim cum putem conlucra pentru ca fiecare să câștige în mod echitabil ceva. Acest spirit nu prea a existat nici în România antebelică, cu adevărat. Erau doar obștile închise, rurale, 80%, și în rest mica junglă cu parfum balcanic din orașele în dezvoltare industrială și așa. Deci și acest lucru trebuie să umblăm, mă rog, ar trebui o legislație vieții asociative nouă. Nouă, cea prezentă nu încurajează nici mecenatul, nu-i detaxează corect pe cei care ar sprijini viața asociativă. Pentru că foarte mulți oameni cu bani ar da acel 2%. Nici măcar nu pot cu adevărat cunoaște cui ar merita să-i dea, pentru că ONG-urile au devenit o specie semi-parazitară. Fațade, nicio activitate în spate, imediat semne de întrebare, ăștia de fapt pe cine, adică trădarea, în fine, pervertirea anumitor ONG-uri și apropierea lor prea mare de guverne și așa mai departe, a compromis ideea de asociație privată. Dar asociația privată, tot ce poate fi mai nobil între oamenii liberi ai unei comunități libere. Cred că ne presează puțin timpul. Mihai e mai ambițios, zice că și istoria ne presează. În orice caz, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența aici și întrebările puse. Sper că dezbaterea noastră a fost bună la ceva și în același timp sper că prin asociația filiala Timișoara a Fundației Creștine Democrate să putem ține cu adevărat legătură. Acum și în viitorul apropiat. Și că Doamne ajută!
Asta e un fix de la Fundația Adenauer, cel cu care am semnat acordul FCD Adenauer la Berlin, așa că îl păstrez cu mare evlavie.